Bună seara! Bine v-am regăsit din nou la încercările noastre de explorare a spațiului care se găsește dincolo de alb și negru. Și avem ce să explorăm astăzi. Invitatul nostru a absolvit Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca. Din martie 2016 este cercetător științific grad 3 la Academia Română Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. A publicat peste 60 de studii și articole științifice de istorie românească și sud-est europeană. Aș putea să zic eu foarte multe, dar zicem mai departe împreună cu invitatul nostru, Liviu Câmpeanu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc frumos că ați venit la noi! Sunteți autorul unei cărți tulburătoare. Odată, e o carte care arată așa cum arată cărțile civilizate. E o carte colorată frumos, cu o copertă foarte frumoasă. Nu e colorată interior pentru că nu e cu poze, e o carte de istorie. Are totuși câteva poze. Are. Dar nu din alea colorate. Exact, e vorba despre niște fotografii de documente. Cruciadă împotriva lui Ștefan cel Mare, Codrii Cosminului 1497. Românii sunt pasionați de istorie. Asta o știți și dumneavoastră foarte bine. Telespectatorii noștri abia așteaptă uneori să afle lucruri. Avem multe idei preconcepute, multe idei care ne-au fost inoculate în școală, poate că nu sunt neapărat cele mai corecte, sau poate că nu sunt neapărat așezate cel mai corect, dar prima dată când citești titlul ăsta, Cruciadă împotriva lui Ștefan cel Mare, când noi știam că Ștefan cel Mare era un atlet al creștinătății. Cum adică? Am exploatat puțin și poate suprainterpretat sau supraevaluat un izvor istoric cât se poate de autentic, și anume sau mai multe izvoare cât se poate de autentice provenite din mediul aulic polon, în care regele Jan Olbracht, inamicul lui Ștefan cel Mare în acest conflict în 1497, a încercat să erigeze un război de expansiune într-o cruciadă. El denumește în mai multe rânduri acest război purtat împotriva lui Ștefan cel Mare drept război sfânt. De ce? Ce motive avea? Dădea foarte bine în epocă, să zic așa. Dădea bine să porți un război sfânt, deși noi nu știm exact astăzi ce și-a propus, pentru că aceste planuri pe care și le-a făcut au rămas secrete. Deci el, deja la 1495, se pare că a plănuit să pornească un război împotriva Moldovei și împotriva Imperiului Otoman, care în momentul respectiv se aflau în același sistem de alianțe. De-aia zice cruciadă, pentru că era un același sistem de alianțe. Da, dar de fapt și de drept nu știm, pentru că tratativele de la Levăcea, unde s-au întâlnit frații Jagelloni, adică Vladislav al II-lea al Boemiei și Ungariei, Jan Olbracht al Poloniei și ducele sau cneazul Alexandru Jagello al Lituaniei, s-au întâlnit la Levăcea și au stabilit un plan de acțiune comun. Dar, din păcate, cronicarii ne descriu în amănunt cum au ajuns cei trei suverani, cum au fost sunate trâmbițele, cum s-au întâlnit, dar nu știu ce au discutat, pentru că discuțiile au fost purtate, tratativele au fost purtate în spatele ușilor închise. Noi astăzi, ca istorici, putem stabili ce s-a întâmplat sau care ar fi putut să fie planul lui Jan Olbracht la 1497 prin prisma faptului împlinit. Și mie, personal, mi se pare că a fost o campanie în trei etape. Prima, menită să-l înlocuiască pe Ștefan cel Mare cu Sigismund Jagello, singurul dintre frații Jagelloni. Deci casa Jagellonă dorea să-l dea la o parte pe Ștefan cel Mare. Pe Ștefan cel Mare și să dea Moldova, care aparent era atât de... era demnă de un prinț Jagellon, demnă de a fi condusă de un prinț Jagellon. Deci avea o structură deja socială, politică și chiar și economică destul de solidă cât să fie demnă de a fi condusă. Era considerat un stat civilizat. În concernul statelor civilizate. În concernul statelor civilizate. Așa, și deci Ștefan cel Mare, într-o primă fază a campaniei, urma să fie înlocuit cu Sigismund Jagello. Partea a doua a campaniei pare să fi vizat cetățile Chilia și Cetatea Albă,
care au fost cucerite de otomani la 1484 și care, în definitiv, au fost mărul discordiei. Poate aici este în eternă dispută. Da. În eternă dispută, dar este, a fost mărul discordiei în acest conflict de la 1497 sau pentru acest conflict de la 1497. Și nu în ultimul rând, planul urmărea așa foarte, foarte megalomanic, nici mai mult, nici mai puțin decât se alunge pe, deci, oastea Poloniei, cu puterea armată a Moldovei împreună să creeze o coaliție din asta masivă și să alunge, deci, după recuperarea cetăților, eventual să-i cheme și pe genovezi sau pe venețieni și împreună se alunge pe turci din Europa și mai ales și poate să recupereze și Constantinopolul. De ce nu puteau să facă tratatul ăsta cu Ștefan cel Mare, să se alieze și să meargă mai departe? Ștefan cel Mare s-a dovedit un aliat relativ nesigur. Pentru că, dincolo de orice principii etice și morale moderne sau contemporane și familiare nouă astăzi, în secolul 21, Ștefan cel Mare a fost un real politicăr. El a fost... Să explicăm ce înseamnă asta. El a fost ce a trebuit să fie. A fost ce l-a obligat circumstanțele să fie. Și polonilor nu le-a convenit. Nu. Într-o primă fază, după pierderea celor două cetăți, Ștefan cel Mare a depus jurământul de vasalitate față de Casimir al IV-lea la Colomea în septembrie 1485, într-un ceremonial splendid. Să spunem, regele cui era Casimir al IV-lea? Regele Poloniei. Regele Poloniei și suzeranul ducelui lituanian. Mă scuzați. Era rege al Poloniei și duce al Lituaniei, iar fiii săi și-au împărțit aceste stăpâniri. Jan Olbracht era rege al Poloniei și Alexandru Iaghello era duce al Lituaniei, iar regele Poloniei era cumva suzeranul ducelui lituanian. Dar în momentul 1485, Casimir al IV-lea avea sub același sceptru și Lituania și Polonia. Vedeți, pentru că în mințile noastre, noi când ne gândim la Ștefan cel Mare, la Vlad Țepeș, ne gândim întotdeauna la niște, am mai zis odată, atleți ai creștinătății, că așa am învățat la școală, care s-au cam bătut cu turcii. Nu ne amintim și nu luăm în calcul faptul că s-au bătut și cu maghiari, s-au bătut și cu poloni, s-au bătut și cu lituanieni, s-au bătut și între ei, ceea ce e foarte important de luat în seamă, că s-au bătut și între ei. Da. Prin acest jurământ de vasalitate depus de Ștefan cel Mare la Colomea, spera să primească un ajutor suficient și eficient împotriva Imperiului Otoman să recupereze cele două cetăți. De ce cele două cetăți? Deci, dincolo de miza strategică, amplasamentul lor la gururile Dunării, respectiv la gururile Nistrului, ele reprezentau niște hub-uri economice. Practic, în cele două cetăți se întrunea drumul polon, care străbătea Polonia și Moldova de la... Fiind o mare putere. Fiind o mare, una dintre marile puteri zonale, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Și de cealaltă parte, drumul unguresc, care venea din Europa Centrală, prin Ungaria, prin Transilvania, prin Țara Românească până la Brăila și apoi Chilia. Cine controla cele două porturi, practic, controla comerțul, o bună parte din comerțul Mării Negre. Și partenerii de comerț erau genovezii, care practicau comerț în Marea Neagră de la 1262. În bună parte, și sașii transilvaneni, cu comerțul lor de lung parcurs, și-au datorat într-o primă etapă, până pe la mijlocul secolului XIV, bunăstarea grație comerțului pe care îl făceau cu genovezii de la Marea Neagră. Ce lume, domnule Câmpeanu! E absolut fascinant și e fascinant cum poți să vezi din unghiul unui profesionist care studiază multe documente, traduce documente, studiază documente, cum poți să vezi lumea asta care ea apare în fața noastră, e o revelație. Cu totul și totul altfel decât am învățat în cărțile de istorie. Noi îl vedem pe Ștefan cel Mare ca în apus de soare. Un erou, în sensul adevărat al termenului, nu știe decât drept înainte pentru patrie, este moral până în măduva oaselor. E, dumneavoastră ne povestiți că era de fapt un tip practic mai mult decât un tip moral. În primul rând era un om cu ambiții mărunte, cu lașități, cu meschinerii. De pildă, avem... mărturia unor participanți la bătălia de la Vaslui, care au fost trimiși de Ștefan cel Mare la curtea de la Buda să nareze ce s-a întâmplat. Da. Suntem în februarie 1475, la o lună după bătălia de la Vaslui. Și mărturia zice așa, că în momentul în care turcii au dat strigătul de luptă, Ștefan cel Mare și-a pierdut curajul
și parcă ar fi vrut să o ia la goană. Și unul dintre cavalerii din anturajul său s-a lăsat într-un genunche și a spus: Doamne, nu te înspăimânta, căci astăzi o să-ți fim alături și o să învingem sau o să murim cu toți împreună. Și atunci Ștefan cel Mare și-a venit în fire și a început operațiunile militare pe câmpul de luptă. Deci avea și Ștefan cel Mare micile lui slăbiciuni. Bineînțeles, cât era de mare, avea mici slăbiciuni, fără doar și poate. Deci eu asta am încercat să relev și să scot în evidență latura umană a personalităților și personajelor istorice. Nu știu dacă ați observat, în cărțile noastre de istorie, personajele noastre sunt mute. Nu vorbesc. Cu toții stau în niște poziții din astea hieratice, imobile, și controlează ce se întâmplă în jurul lor, cred că doar prin puterea minții, sau nu știu, personajele noastre istorice. Arată nu ca într-o frescă de biserică, așa. Da, sau poate ca într-un mozaic din ăla prolet cultist din anii exact. 50. Ori, eu am încercat să scot în evidență și latura lor umană. Am încercat, bineînțeles, dialogurile care apar în carte nu mi-aparțin, ele sunt din izvoare, extrase din izvoare istorice cât se poate de autentice. Fai, și unele dintre ele sunt tulburătoare, adică le spun tuturor celor care ne urmăresc. E pentru prima dată când poți să citești așa ceva. Da, e o lucrare științifică, dar e și o lucrare de popularizare. Adică vedem istoria altfel, complet altfel decât am văzut-o până acum. Vedem scrisori în care există niște dialoguri tulburătoare. Știm despre relatarea unor dialoguri tulburătoare. E extrem de spectaculos. Și apoi am încercat să surprind pe cât posibil gesturi, sentimente, boală, moarte, exact. Suferință și nu moartea pe câmpul de luptă. Am încercat să surprind toate aceste laturi umane ale istoriei, pe cât posibil să le redau și să le integrez într-o lucrare științifică, într-o lucrare de cel mai înalt grad științific, care se bazează nu doar pe izvoare, ci și pe cele mai recente sau relevante rezultate ale istoriografiei, inclusiv rezultatele propriilor cercetări sunt incluse da. În această carte și nu doar privitoare la Ștefan cel Mare, ci și la epoca anterioară. Dar am încercat deci să redau aceste aspecte umane, să umanizez personajele. Noi am vorbit cu puțină vreme în urmă, la o altă emisiune, la Garantat 100%, am vorbit despre un istoric american și despre felul în care revede acest istoric american războiul Troiei, toată povestea lui Spartacus. Barry Strauss. Exact. Am vorbit cu Barry Strauss despre cum se face lucrul ăsta, despre ce înseamnă o istorie factuală și o istorie narrativă. Cum se suprapun aceste lucruri unul peste celălalt? Trebuie să spun că sunteți un concurent serios al lui Barry Strauss și mai spuneți așa aici. Ziceți, narațiunea istorică lipsește până și din manualele școlare de istorie, care s-au transformat în niște monstruozități pline de grafice, tabele, căsuțe colorate și săgeți, de parcă le-ar explica elevilor cum funcționează o instalație de gaz. Nu faptele și viața oamenilor din trecut. Mențin declarația cu toată responsabilitatea. Am văzut bună oară de curând un manual de istorie de clasa 5-a. M-am speriat. Adică, cuprins în 80 de pagini, cu toate aceste tabele grafice și minunății din astea înspăimântătoare, atât istoria antică cât și istoria medievală. Nu ai cum. Eu cred că mintea omenească nu are capacitatea de a sintetiza atâta informații în așa puțin spațiu, aglomerat de o grămadă de așa, și imaginile care sunt foarte tulburi. Nu, parcă nu vezi ce e acolo. Plus că istoria nu e un tabel. E vorba despre, așa cum spuneți, viața oamenilor din trecut. Spuneți foarte frumos, viața oamenilor din trecut. Să știți că un curent istoriografic apărut pe la începutul secolului 20, școala analelor din Franța, a încercat o nouă abordare a istoriei. Și anume, a încercat să abordeze istoria colectivă, istoria muncii, istoria comunităților, istoria ideilor, care este, după părerea mea, destul de păguboasă. Și această școală de istorie i-a marcat puternic pe profesorii noștri, care în anii 90 au scăpat din țarină, să zic așa, și au reușit să meargă în Occident și să ia contact cu acest mod de abordare a istoriei. Și în bună parte au fost virusați, cu ghilimele de rigoare, de acest mod de abordare a istoria colectivă, fără chip și fără față, și istoria unor fenomene, nu știu, revoluția industrială. Dar stați un pic, revoluția industrială nu a avut loc de la sine, ci a fost făcută de niște oameni, pentru niște oameni, cu un anumit scop. Dacă scoți latura umană din fenomenele astea, nu ajungi la nimic. Ia să vă confrunt cu o chestie. Uitați ce scrieți dumneavoastră, spuneți așa.
După ce au intrat în încăpere, solii sultanului au încremenit când l-au văzut pe oaspetele special al regelui așezat pe un scaun lângă tron. Era un bărbat de vreo 35 de ani, cu plete negre, cârlionțate, cu ochi verzi, care priveau fioros, cu nasul subțire și lung, sub care era o mustață groasă, cu vârfurile întoarse în sus. Doar buza de jos, roșie și puțin răsfrântă, parcă nu se potrivea cu tenul rozaliu al obrajilor proaspătrași. Un gât ca de taur lega capul de trunchiul musculos și bine proporționat. Solii turci l-au recunoscut imediat. Era temutul Cazâclu Voivod, Țepeș Vodă, care cu câțiva ani înainte le pricinuise cele mai cumplite ordalii. Și-au ținut totuși cumpătul, transmițându-i lui Mafia Corvinul propunerea de pace a lui Mahomed al II-lea, în timp ce trăgeau cu coada ochiului la groaznicul Dracula, care din când în când își aranja liniștit vârful mustății. Am încheiat citatul. Păi acum cine ne urmărește o să zică, domne, sună foarte frumos, vreau să citesc. Dar de unde știe domnul Câmpeanu că s-au întâmplat lucrurile astea chiar așa? Cadrul scenei este redat de Antonio Bonfini, cronicarul lui Matia Corvinul, cronicarul umanist al lui Matia Corvinul. Cadrul scenei, da, audiența solilor, dieta în care se dezbătea ce se dezbătea. Descrierea fizică a lui Vlad Țepeș îi aparține unui nunțiu papal, unui sol papal, Nicolae de Modrusa, care l-a întâlnit pe Țepeș după vreo câțiva ani, asta se întâmpla la 1468, și Nicolae de Modrusa l-a întâlnit pe la vreo 1475, rotund plus minus, și îi face această descriere fizică, pe care o redau eu. Singura licență de autor e aranjatul vârfului mustețelor, dar de ce? Dar nici asta nu este grafic. Pentru că era foarte posibil, dar pentru că în toate reprezentările grafice ale lui, și medievale ale lui Vlad Țepeș sau Dracula, apare cu vârfurile mustețelor aranjate exact. În sus. Dar ca să stea așa, ele trebuie aranjate într-una. Am prieteni mustăcioși care au gestul ăsta, că alminteri se plăștesc mustețele. Dar dacă să stea așa cum apar în gravurile și în picturile care reprezintă pe Vlad Țepeș, trebuie aranjate într-una. Deci asta este o deducție logică. Sigur, în mod normal, metoda deductivă nu este agreată printre istorici, dar bun, asta este o mică glumiță pe care am strecurat-o în text. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că vorbim despre o carte foarte serioasă. E vorba despre o carte de cercetare, e vorba despre o carte științifică, e vorba despre o carte de istorie care stă pe niște picioare foarte solide. Nu ne jucăm, e vorba despre ceva foarte serios. De-aia și recomand cu foarte mare căldură o altă perspectivă asupra unor fapte despre care noi știm de la școală într-un fel. E o istorie zbuciumată, istoria Moldovei veacului al XV-lea. E esențială pentru istoria Moldovei, istoria acestui veac, veacul al XV-lea? Fără discuție. Deci epoca lui Ștefan cel Mare reprezintă pentru epoca medie, pentru istoria Moldovei epoca eroică. De departe, domnia lui Ștefan cel Mare a umbrit domniile anterioare și mai ales a umbrit domnia lui Alexandru cel Bun, care pare, din câte știm, foarte, foarte puține lucruri pe care le știm despre domnia lui Alexandru cel Bun, pare a fi fost cel puțin la fel de importantă. Doar că domnia lui Ștefan cel Mare, puțin mai recentă, mai aproape de memoria istorică a elitei politice din Moldova, aveți Grigore Urecheș, așa, a umbrit cumva această domnie. Și zic, din cauza domniei lui Ștefan cel Mare, nu știm mai nimic despre domnia lui Alexandru cel Bun, care pare să fi fost la... Poate nu a purtat campanii la fel de spectaculoase, dar pare să fi fost la fel de important. Domnia lui Ștefan cel Mare este considerată și a fost considerată dintotdeauna și este în continuare un landmark, deci un punct de reper al istoriei Moldovei și cu atât mai mult cu cât în epoca respectivă puterea reprezentată politică și militară reprezentată de Moldova era recunoscută cel puțin la nivel regional. Ceea ce nu înseamnă că Ștefan cel Mare era un egal al lui Matia Corvinul sau lui Bayazid al II-lea. Dar cam cum era în raport cu ăștia? Era ca într-o familie, să zic așa, ar fi avut rangul unui verișor. Aha. Nu chiar frate, frații erau ei între ei, dar un verișor mai îndepărtat și mai sărăcuț așa. În structura asta, în marea familie a suveranilor. Dar cum ne place nouă să zicem acum, era la masa celor mari? Era la masa celor mari, fără doar și poate. Se ținea cont de părerea lui Ștefan cel Mare. Și aici vreau să evoc un episod interesant, și anume faptul, că, în primul rând, că primii care i-au spus lui Ștefan cel Mare au fost turcii, Cogea Ișteban.
Și apoi, abia pe la 1480 și abia la 1499, într-un document polonez, este atestat Stefane Ile Magnus, în latină, Ștefan cel Mare. Dar primii au fost turcii, care de asemenea au fost primii care au spus lui Vlad Țepeș, ca zâclu voivod, cum ziceați și dumneavoastră. Voivod, da. Și revin acum, vreau să ajung acum la episodul despre care menționam, și anume că după cucerirea Chiliei și a Cetății Albe, a avut loc un mic conflict de graniță între Imperiul Otoman și Moldova, pentru că nimeni nu știa exact pe unde e hinterlandul celor două cetăți, deci până unde se întinde teritoriul celor două cetăți. Și Beazid al II-lea a trimis o comisie formată din demnitari otomani la fața locului să hotărnicească hotarul noilor achiziții teritoriale. Și solii otomani au primit următoarea dispoziție. Și să-l întrebați pe Ștefan Voievod, pentru că el este cel mai bătrân dintre principii lumii și el știe cel mai bine dintre toți cum trebuie să arate granița acolo. Mă rog, frontiera acolo. Aha, deci îi acorda încredere. Bineînțeles. Și în cronistica otomană, deși otomanii sunt destul de sceptici în legătură cu calitățile inamicilor lor, pe care îi consideră mai jos decât praful de pe drum, în cronistica otomană, deci, vreau să zic că este cunoscut sau a fost denumit și Kara Bogdani Hakimi, adică principe. Hakimi este din arabă, înseamnă principe, este principe al Kara Bogdani, numele otoman al Moldovei de atunci. Deci turcii vorbeau cumva cu admirație și cu respect față de Ștefan cel Mare, pentru simplu motiv că era unul dintre aliații tradiționale ai sultanului. Și aici cred că am zis o prostie. Cum adică Ștefan cel Mare, unul dintre aliații tradiționale? Exact, noi știm altfel. Da, a fost. Pentru că în cam două treimi din lunga domnia lui Ștefan cel Mare, Ștefan a fost aliatul sultanului. Asta nu înseamnă nici că era un laș, nici că era un ticălos, ci că era un om practic care își vedea interesul regatului pe care îl conducea. Oare lumea mai știe, de pildă, că Francisc al II-lea al Franței a fost aliatul lui Suleiman Magnificul? Și ce? Cine îl acuză astăzi pe Francisc al II-lea de lașitate sau de altceva? A fost aliatul lui Suleiman Magnificul împotriva Habsburgilor, care dominau Europa Centrală. Și Franța avea nevoie de un instrument de contracarare a puterii habsburgice, undeva pe frontul celălalt, și atunci s-a aliat cu Imperiul Otoman împotriva Habsburgilor. În bună măsură, regatul Ungariei a fost sacrificat de Franța pentru a handicapa cumva puterea militară a Habsburgilor, care controlau Europa Centrală. Și nimeni nu-i mai acuză pe regii Franței de trădare sau așa. E, și Ștefan cel Mare a fost nevoit și cred că nici nu și-a făcut foarte mari gânduri sau mustrări de conștiință că colaborează cu sultanul. Era cât se poate de normal. Și apoi avea beneficii după urma colaborării cu sultanul. Bună oară, și la 1497 a beneficiat de ajutor din partea turcilor. Misiunea militară trimisă sau solicitată de Ștefan cel Mare a fost una destul de mică. Câteva mii de oameni, da. Maxim 4.000 de oameni. Dar trebuie știut că Bayezid al II-lea a mobilizat întreaga Rumelie, adică partea apuseană a Imperiului Otoman, ce ar corespunde astăzi cu Grecia, cu Bulgaria și cu o parte din Serbia. Deci a făcut o mobilizare serioasă. O mobilizare serioasă, în caz de forță majoră, să intervine în Moldova. Și să știm că nu este Bayezidul din scrisoarea lui Eminescu, că e alt Bayezid. Este nepotul strănepotul lui Bayezid Ildirim. Este Bayezid Veli, Bayezid cel Sfânt. Nu cuceritorul. Nu fulgerul. Era exact. Fiul lui Mahomet Cuceritorul, nepotul lui Murad al II-lea și strănepotul lui Bayezid, lui Ildirim. Ce fel de lume era atunci, domnule Câmpeanu? Cavaleri teutoni, otomani, poloni, lituanieni, moldoveni. Era o lume foarte pestriță. Și nu-i fain? Ba da! Păi asta e spectaculos! Exact. Și apoi ai oști de cavalerie puse lângă formațiuni de pușcași, puse lângă arcași de stepă, puse lângă alte unități din astea militare cât se poate de moderne din Europa Centrală, echipate cu artilerie și așa mai departe. Deci tocmai spiritul ăsta eclectic și din punct de vedere militar, apropo, printre altele mă preocupă și istoria militară, nu doar istoria politică, ci și istoria militară. Și caracterul ăsta eclectic al lumii ăstea mă fascinează, pentru că ai o lume cu un picior încă în evul mediu și cu un picior în modernitate. Secolul 15 pentru mine este fascinant tocmai din cauza acestor
sincretisme acestor germeni ai modernității pe care îi poți deja surprinde. Teutonii erau și pe aici, pe la noi. Teutonii ar fi trebuit să fie pe aici, pe la noi, pentru că au fost aduși în Transilvania de regiu, în Transilvania și în Banatul de Severin de două ori. Deci odată în secolul XIII, un episod destul de scurt și nefericit, terminat cu alungarea cavalerilor teutoni din sud-estul Transilvaniei. Și a doua oră, în jurul anului 1430, când Banatul de Severin, una dintre provinciile de frontieră ale Regatului Ungariei, din colțul sud-estic al Regatului Ungariei, a rămas vacantă după moartea lui Pipo Șpano, unul dintre condotierii de la curtea lui Sigismund de Luxemburg, și a fost acordat de același suveran, banatul a fost acordat de același suveran ordinului Teuton. Doar că teutonii au trimis o misiune militară destul de precară, să zic așa. Cam câți credeți că ar fi putut trimite? Câți cavaleri ar fi putut trimite? Habar n-am. Estimați așa un număr. Câteva sute. Nu, erau 7. 7 teutoni? 7 cavaleri și slujitorii lor, să zice, încă vreo 20-30. Frumos, ăsta e titlul de film, cei 7 teutoni. Cei 7 teutoni. Dar unul dintre ei nu rezida în Banat, ci era reprezentantul permanent al ordinului la curtea lui Sigismund de Luxemburg, deci erau 6. Și există niște rapoarte ale cavalerilor teutoni din perioada aia, în jurul anului 1430, în care descrie starea Banatului de Severin, în care cetățile fie erau deja ruinate, fie erau șantiere în ruină, și ieși acolo câțiva slujitori care erau și arcașii cetăților, dar erau și slujitorii care aduceau fân, lemne și mai știu eu ce, care întrețineau cetățile. Și acum Sigismund de Luxemburg se aștepta ca Ordinul Teuton să facă din Banatul de Severin un bastion. Bineînțeles că în cei puțini ani care au fost aici și cu resursele absolut limitate de care au dispus în Banatul de Severin, nu au putut să facă mare lucru și au rezistat în Banatul de Severin atâta timp cât Ungaria și Imperiul Otoman, dar și țara românească a avut un armistițiu de 3 ani între 1429 și 1432. După aceea, otomanii și cu aliatul lor, cu Alexandru Aldea, din țara românească i-a mătrășit fără probleme. Și atunci... E un termen frumos istoric. I-a mătrășit. Da, de la jocul de matrac din Imperiul Otoman. Vedeți câte lucruri noi aflăm. Nu o să putem povesti tot ce se întâmplă în cartea și asta nici minunată dorim, și foarte și complicată. Nici nu dorim, e o carte complexă. Da? Îi lăsăm pe oameni să o descopere. Trebuie să avem un pic de timp, să alocăm un pic de timp și umbrei lui Dracula la Târgoviște, așa cum spuneți dumneavoastră. Umbra lui Dracula la Târgoviște. Păi ce fel de personaj era ăsta? Eu am parafrazat cunoscutul poem al lui Grigore Alexandrescu, Umbra lui Mircea, punct la Cozia. Și bine, m-am jucat puțin și aici. Și am încercat să redau o sinteză a istoriei politice și militare a țării românești în a doua jumătate a secolului XV, perioada în care personajul dominant sau cel mai marcant, să zic așa, a fost Vlad Țepeș. Un personaj cu un destin extraordinar și izvoarele sunt destul de generoase pentru reconstituirea destinului Vlad Țepeș. Atâta doar că destinul lui Vlad Țepeș nu poate fi confundat cu însăși istoria țării. Una dintre metehnele istoriografiei. Vă și spun exact cum ziceți. Una dintre metehnele istoriografiei românești este confuzia unor destine extraordinare cu însăși istoria țării. Această deprindere, perpetuată conștiența unui timp de 150 de ani, se trage de la Nicolae Bălcescu, care a căutat cea mai glorioasă filă din istoria românilor și a găsit-o în istoria lui Mihai Vodă Viteazul, un destin cu totul extraordinar, dar a cărui domnie a reprezentat o calamitate pentru istoria imediată a țării românești. Dar nu o calamitate și pe termen lung, spuneți. Da, da. Răscoala lui Mihai Vodă, acum sărim probabil puțin de... De ce ziceți răscoală? Țara românească în 1593 era tributară a Imperiului Otoman de vreo 200 de ani. Aha, și s-au răzvrătit. A fost una dintre răzvrătirile țării românești împotriva Imperiului Otoman și, bine, una cu succes, una cu real succes, și mai ales Mihai Vodă a încercat să-și coordoneze acțiunile cu acțiunile Transilvaniei, care în momentul respectiv începuse un război, și ale Habsburgilor, care începuseră un război împotriva Imperiului Otoman. Este vorba despre războiul de 13 ani sau Marele Război Turcesc, care a ținut de la 1593 la 1606 și Mihai Vodă a încercat să-și coordoneze cumva acțiunile, răscoala, cu campaniile care se desfășurau pe teritoriul Transilvaniei, respectiv în Banatul actual, dar deja ocupat de otomani. A fost o întreprindere grea.
A fost o întreprindere grea și, practic, Mihai Vodă a rezistat, să zic așa, răscoale, în starea asta de răscoală față de înalta poartă, 2 ani de zile. Lumea nu mai știe că deja la 1596, repet, 1596, deci la 3 ani după răscoală, sau la 2 ani după răscoală, Mihai Vodă a încheiat pace cu Imperiul Otoman. Și una peste alta a fost o neutralitate binevoitoare dintr-o parte și din alta. Bine, cât un acân otoman în țara românească, cât un mic raid muntenesc în provinciile de graniță ale Imperiului Otoman, dar una peste alta, Mihai Vodă era în pace cu Imperiul Otoman. Ce aș vrea să subliniem e faptul că nimic nu este perfect liniar în istorie, că tot timpul există intersecții, există viraje, adică totul este un păienjeniș din ăsta de uneltiri, asasinate, trădări, bătălii, negocieri, alianțe. Arătați foarte spectaculos lucrul ăsta în cartea asta, care despre asta e. E un păienjeniș de interese. Asta și fost și nu știu cât am reușit să-l deslușesc. Acum eu mi-am dat toată silința, vă dați seama, dar probabil că sunt și aspecte și unghiuri care fie mi-au scăpat, fie nu le-am putut surprinde și sintetiza într-un mod inteligibil. Pentru că asta este provocarea istoricului care încearcă să evoce un eveniment din ăsta militar sau diplomatic, da, complex. Nu poți cuprinde în cuvinte acțiunile care s-au desfășurat simultan pe mai multe planuri. Ce-i răspundeți cuiva mai conservator care spune dure pe istoricul ăsta cu care stai de vorbă, dumneata, e foarte tânăr. De unde are el experiență și știință să spună el ce se întâmpla acum nu știu câte sute de ani cu așa amănunțime și cu așa atenție la detalii? Ce răspundeți într-o situație de felul ăsta? Pot să spun că nu am competența necesară de a-mi da cu părerea în modul acesta despre orice subiect. Orice istoric serios are câteva subiecte predilecte, alese, bineînțeles, subiectiv, în funcție de interes, de curiozitate, de așa, și pe care le aprofundez. Și da, în legătură cu subiectele astea, eu predilecte de care mă ocup, caut să citesc tot ce știu că există într-un fel sau altul despre subiectul respectiv. Ați și descoperit niște documente interesante. Da, dar bineînțeles, tot ca, nu le-am descoperit total întâmplător, tot ca urmare a parcurgerii literaturii esențiale, literaturii de bază, și am căutat să văd și originalele. Știam de existența unei ediții de mijloc de secol XIX, a jurnalului Teuton, că probabil că la el vă referiți, care stă, sau pe care am construit întreaga structură, știam de existența lui, dar el, la momentul respectiv, când am mers în 2012 la Berlin să caut documentele respective, era într-o ediție de secol XIX, o raritate bibliografică. Profesorul Ștefan Gorovei de la Iași mi-a spus că și-ar fi dorit din tinerețe să facă o ediție critică a lui Liborius Nacăr, doar că nu a avut fizic acces la carte, cel puțin o traducere după ediția de secol XIX, care evident că nu mai corespunde cu rigorile științifice actuale, cu atât mai mult cu cât nu este o ediție critică. Jurnalul s-a păstrat în două variante, o variantă latină și una germană, și se pare că varianta finală este cea germană, pentru că are câteva pagini în plus, inclusiv paginile care privesc subiectul nostru. Varianta latină este doar un concept. Și eu am transcris cele două variante. La varianta latină am beneficiat de ajutorul colegului Rafael Chelaru, pentru care îi mulțumesc și acum, încă o dată. Și varianta germană am transcris-o eu. Am făcut un colaj între cele două variante. Am indicat în aparatul critic toate inconsecvențele dintre ele și inconsecvențele față de ediția de secol XIX, pe care între timp am putut-o accesa grație digitizării. Asta e o muncă de cercetător. Și nu în ultimul rând, am dat o traducere integrală a textului. Eu am încercat înainte de cartea asta să-l integrez în circuitul istoriografic românesc cât am putut mai bine, în sensul că am publicat, cred că, 4 sau 5 articole despre Liborius Nacăr, despre jurnalul de campanie, despre relevanța jurnalului de campanie în istoria lui Ștefan cel Mare. Și mai ales am publicat în prestigioasa colecție Călători străini prin țările române fragmentele privitoare la români, fără comentarii, doar fragmentele traduse, fără original și fără comentarii, doar câteva note explicative cu termeni istorici, cu, mă rog. Și ediția critică
a textului a fost gata în 2015, a fost foarte bine primită de mediul academic bucureștean. Regretatul profesor Șerban Papacostea chiar a avut bunăvoința și răbdarea să-mi citească lucrarea din doască în doască, cum se zice, și mi-a și scris o prefață, doar că am tot amânat publicarea, diverse motive personale și private, până în 2020, când am înaintat-o editurii Humanitas. Și când editura Humanitas, prietenii de la editura Humanitas mi-au propus să fac și o variantă de popularizare și astfel am ajuns și la... Și să mă indulciți tonul? Să schimb puțin cheia în care... Și să poată fi citită de oricine, pentru că e o carte care poate fi citită de oricine, doar de specialiști. Ediția științifică, acum poate fac puțină reclamă, dar ediția științifică o să apară chiar aseară, am primit asigurări din partea reprezentanților editurii, să zic așa, o să apară în câteva săptămâni la editura Humanitas. O să apară atât în format fizic pe hârtie, cât și în format electronic. Domnule Câmpeanu, mai avem doar câteva minute. Totuși e vorba despre o bătălie, între moldoveni, poloni, e o bătălie complicată la Codrii Cosminului. Spuneți că a fost o hecatombă, un măcel. Așa a fost? Așa zic izvoarele. Din păcate, perspectiva pe care o avem asupra evenimentelor din de lângă Codrii Cosminului de la 1497... E o bătălie celebră în istoria noastră. Este, dar desfășurarea efectivă a evenimentelor o avem doar prin prismă polonă. Polonii sunt singurii care descriu. Dar și aici este o poveste interesantă. Regele Jan Olbracht a fost însoțit de medicul său personal, pe care îl chema Maciej Mikowski. Maciej Mikowski, după vreo 20 de ani, a scris o cronică a timpului său, o cronică a Poloniei, dar în care a tratat mai ales timpul său și, printre altele, a descris și evenimentele în 1497. Dar, bineînțeles, medicul Mikowski a încercat, pe cât posibil, să redea ce a văzut el, adică felul în care au fost măcelăriți oștenii poloni, felul în care au fost maltratați prizonierii și așa mai departe. Și a publicat cartea în 1519 la Cracovia, când dinastia domnitoare, deci când Jagiellonii au văzut nenorocirea au de carte. Au zis, ieșim prost din treaba asta. Au dat ordin să fie adunat tot tirajul și să fie dat la topit, literalmente să fie dat la topit. Și din prima ediție a cărții s-au păstrat trei exemplare. Trei exemplare, care au fost... descoperite abia la mijlocul secolului, redescoperite abia la mijlocul secolului 19. Cronica lui Mikowski a fost reeditată în 1521 cu mici ajustări în care pasajele inconveniente au fost lăsate așa elegant la o parte și s-a estetizat toată treaba, dar a fost o expediție, moldovenii au trădat, deci nimic concret. Au trădat sau au învins moldovenii de fapt? Acum depinde de ce perspectivă vorbim. Dacă vorbim, doamne, vorbim de perspectiva noastră, moldovenească, ce să mai... Adică au câștigat ai noștri? Au câștigat ai noștri și au purtat după aceea un război ofensiv împotriva Poloniei timp de 2 ani de zile, alături de trupe otomane. Nu numai că moldovenii, armata Moldovei, moldovenii, orice moldovean, armata Moldovei a lansat o serie de campanii de represalii asupra provinciilor de frontieră ale Poloniei, dar au și colaborat cu otomanii și mai mult decât atât, li s-a permis otomanilor să traverseze Moldova, să treacă peste Moldova, să meargă în Acân, adică expediție de Jaf și Pradă, în Podolia, în Pocuția, până la 1501, când a fost luat de Ștefan cel Mare, și în voivodatul Rusiei Roșii, până aproape de Liov. Se confirmă cruzimea lui Ștefan cel Mare în bătălia asta? În bătălie ca în bătălie, dar în tratamentul aplicat prizonierilor de după bătălie. Da. Se zice că această bătălie a avut o urmare și asupra modei din Polonia, că până la 1497 nobilimea poloneză obișnuia să poarte plete. Da. Dar după bătălia de la Codrii Cosminului, potrivit lui Maciej Mikowski, Ștefan cel Mare a legat în bătaie de joc pe prizonierii poloni de plete, unul de celălalt, sau chiar i-a spânzurat de plete până la moarte. Și atunci, după această bătălie, nobilii poloni au început să poarte părul tuns. Și nu este doar o figură de stil, pentru că există o reprezentare a unei bătălii dintre poloni și lituaneni pe de o parte, moscoviți pe de altă parte, bătălia de la Orșa din 1514 și reprezentarea este la scurt timp, 1516. Trebuie să încheiem. V-aș asculta până mâine, dar trebuie să încheiem. Atâta doar, în tabloul bătăliei respective, polonezii apar deja tunși.
Mulțumesc foarte frumos. Vă mulțumesc și eu pentru emisiune. Mulțumesc pentru cartea asta pe care o recomand cu mare căldură, Cruciadă împotriva lui Ștefan cel Mare, Codricul Ospinului, 1497. E fascinant să auzi despre istorie altfel. Succes mult în ceea ce faceți. Vă mulțumesc foarte frumos și mulțumesc pentru invitație. Mulțumim pentru atenție. Urmează știrile din sport și jurnalul TVR. Rămâneți alături de programele Postului Public. Să aveți o seară frumoasă.